Bun, discutăm acum cu Ovidiu Ențoia, directorul Gazetei. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Ovidiu, care ar fi concluziile dumneavoastră după FCSB RFS 4-1? O victorie confortabilă și reconfortantă, ca să zic așa. Eu mă joc nițel cu cuvintele. Am citit și ce ai scris tu imediat după meci. Și nu sunteți de acord. V-am auzit și acum vorbind, da, sunt de acord cu majoritatea punctelor tale de vedere, pe care, să zic așa, le și respect. Pe de altă parte, mi se pare că ai fost nițel cam dur. Sigur, echipa asta din Riga pare cea mai slabă dintre cele 8 adversare ale FCSB-ului, dar discutăm despre o victorie clară, bancă o victorie la scor cu 3 goluri diferență, ceea ce din punctul meu de vedere obligă la o altă atitudine. S-au mai văzut, ca să spun așa, paznici de noapte mor ziua. Hai să ne aducem aminte că tot o echipă baltică, Lituania, ne-a bătut la Cluj într-unul din mandatele lui Pițurcă, ne-a bătut cu 3-0. De data asta victoria FCSB-ului nu poate fi pusă la îndoială, chiar dacă aveți dreptate, vreo 15 minute RFS ăștia au controlat partida, dar rezultatul final e cel care e și el trebuie să ne bucure, trebuie tratat ca atare. Acum se pune problema dacă pe lângă aceste puncte FCSB va reuși să mai ia. Eu zic că va reuși și aici văd că este o polemică, în sensul în care Karabakh, de pildă, din Azerbaijan, care a pierdut ieri, fac o paranteză, 3-0 la Londra cu Tottenham, deși Tottenham a jucat din minutul 8 în inferioritate numerică, din păcate, tocmai Drăgușin fiind cel eliminat, o dovadă de lipsă de maturitate, un fault comis din postura de ultim apărător, dar, repet, în ciuda faptului că a rămas în 10, Tottenham s-a distrat cu Karabakh și a câștigat cu 3-0. Deci Karabakh ar fi o echipă de la care se mai pot lua puncte. Eu zic că se pot lua puncte și de la Olympiacos Pireu. Eu zic că se pot lua puncte și de la Midtjylland. Bun, să admitem că celelalte înfrunte cu Manchester United par să fie dintr-o altă ligă și va fi greu pentru FCSB. Dar, deocamdată, cum să spun, să ne bucurăm de această victorie la scor, chit că, repet, ea a fost, cum să spun, așteptată, plănuită, până la urmă, Letonia, Latvia, cum zic ei, e locul 137 cu echipa națională în rankingul FIFA, în timp ce România e pe locul 45. Acum, eu cred că trebuie să mai explicăm o dată ce se întâmplă cu acest nou sistem din Europa League și zic asta pentru că aseară m-au sunat mai mulți prieteni care sunt apropiați de fotbal și care nu prea știau despre ce e vorba. Hai să punctăm și să spunem că e vorba în Europa League de un mini-campionat cu 36 de echipe. Fiecare dintre ele joacă 8 meciuri, nu neapărat cu aceeași adversar, deci nu există ideea de tur-retur și se face un clasament în funcție de punctele obținute din cele 8 meciuri, ceva apropiat de ce se întâmplă în grupele noi cupea României. După care, deci în final, după fiecare echipă susține 8 meciuri, se face un clasament general pe 36 de echipe. Primele 8 locurile 1-8 merg direct în optimile Europa League. Echipele de pe locul 9-24 mai susțin un tur pentru a se califica în 16-imi, iar ultimele echipele de la 24 la 36 părăsesc
complet Europa, deci nu mai retrogradează, să zic, în Liga Inferioară, adică în Conference League. Deci ce trebuie să facă FCSB este să evite locurile 24-36. Sigur, ideal e să califice în 1-8, ceea ce nu e simplu, e mai degrabă utopic, dar între 9 și 24 eu cred că există această șansă. Acum revenind la meciul de ieri, sigur, cu premiere, cu Bârlige, primul gol în tricoul FCSB-ului, cu dubla lui Olaru. Mie, în mod special, mi-au plăcut Târnovanu, Daua și Florin Tănase. În special Florin Tănase. E un jucător pe care eu îl agreez. În momentul de față, mi se pare indispensabil pentru jocul FCSB-ului, pe care îl leagă la mijloc și în momentele ofensive, poate să joace pe tot frontul. Sigur că am eu o simpatie specială pentru el. Pe de altă parte, constat, și sper că este și voi de acord cu mine, că s-a schimbat un pic după șederea la arabi, în sensul în care nu mai e mimoza de altă dată care pare la primul, cade la primul contact și care, cum să spun, simulează. Nu, a devenit un jucător mai serios. E adevărat că se apropie și el de 30 de ani. Îi face chiar pe 30 decembrie, dacă eu nu greșesc. Dar este, cum să spun, un jucător de bază care n-ar trebui, din punctul meu de vedere, să se lipsească din echipă. În ceea ce privește MVP-ul partidei, merg pe varianta lui Olaru, chiar înaintea lui Bârlige, deși Bârlige e cel care a deschis seria celor patru goluri. Remarc și, cum să spun, revenirea îmbucurătoare a lui Chiricheș, și cu asist, dar în general, sigur, pe poziția lui, Chiricheș face 35 de ani în curând, luna viitoare, cred. FCSB a lăsat în ansamblu o impresie plăcută de echipă solidă, în ciuda celor 10-15 minute dominate de RFS, perioada în care a și egalat, așa încât eu cred că trebuie să dăm în momentul de față niște bile albe, sigur, să fim rezervați în ceea ce privește viitorul, dar pentru că urmează meciuri mai grele decât cel de aseară, dar să consemnăm că în momentul de față FCSB e locul 2 în acest clasament cu 36, doar Ajax Amsterdam a terminat mai bine, meciul câștigând cu 4-0 în fața lui Beşiktaş, 4-1 FCSB locul 2, pe urmă sunt câteva echipe care au câștigat cu 3-0, între care, repet, și Tottenham. Ați vorbit despre ce urmează pentru FCSB și aș vrea acum să vedem programul campioanei României în Europa League, ce meciuri mai urmează pentru FCSB. PAOK, Rangers, Midtjylland, Olympiacos, Hoffenheim, iar anul următor o să vină la București United, iar FCSB se va deplasa la Karabag. Realist vorbind, ce șanse are FCSB să ajungă în fazele finale din Europa League? Eu zic că în segmentul ăsta 9-24 poate să ajungă. Okay. Avem în față programul, nu poate să ia puncte cu Midtjylland din Danemarca, nu e o echipă de speriat, poate să ia puncte și cu Olympiacos, se deplasează în Azerbaijan la Karabag, unde iarăși poate lua puncte. Hai să zicem că din astea trei meciuri câștigă unul și face două egaluri, deci ar fi 6-8 puncte, cu 8 puncte nu știu unde stai. Iar mai trebuie probabil o victorie, dar depinde
cum vor sta lucrurile, pentru că și Manchester United, cu probleme în Premier League, va veni la București, iată, tocmai în finalul lui ianuarie, când s-ar putea să aibă suficiente puncte încât să nu forțeze, să folosească echipa de rezerve. E încă prematur să ne dăm cu presupusul, dar să remarcăm că, așa cum și spuneai, că FCSB a început cu dreptul, e o victorie la scor, obținută, e adevărat, în fața adversarului teoretic cel mai slab, dar, cum să spun, s-a pornit cu dreptul și trebuie să subliniem asta. Bun, mulțumim pentru intervenția domnului Ovidiu. Numai bine, spor la treabă. La revedere.